Nemulțumiți că ministerul vrea să le taie fondurile pentru proiectele aflate în derulare, mai mulți cercetători au ieșit astăzi în stradă. Tinerii spun că în lipsa banilor, toată munca lor de ani de zile poate fi aruncată la gunoi. În replică, ministrul delegat pentru învățământ superior și cercetare afirmă că de acum, conform legii, vor fi finanțate proiectele de cercetare aplicativă. Suntem aici să vă spunem că v-am acordat prezumția de nevinovăție și v-am crezut atunci când a spus că niciun proiect nu va fi tăiat, că bugetul cercetării este mai mare decât anul trecut. După ce și-a făcut doctoratul în fizică în Belgia, această tânără s-a întors în țară și de 11 ani lucrează în cercetare la Institutul de la Măgurele. Azi a ieșit să strige nemulțumirea în stradă. Noi nu putem să desfășurăm proiectele la care ne-am angajat. De ce nu există fonduri pentru aceste proiecte care au fost evaluate de evaluatori străini? Colegul ei s-a școlit în Italia. S-a întors în România cu gândul de a face o carieră în cercetarea de aici. Lipsa banilor pentru acest domeniu l-ar putea face în curând să plece iar peste graniță. Ei se joacă cu banii publici, însă refuză să facă public ordinul de ministru care explică cum vor fi redirecționați acești bani. Vă dați seama ce credit mai putem noi să le acordăm lor. Nu ne-a rămas decât să venim aici să protestăm. O distrugere a proiectului, că dacă ți-au tăiat jumătate, nu mai există practic posibilitatea de a-l continua la același nivel la care l-ai început. Acești specialiști spun că tăierea fondurilor va afecta toate domeniile cercetării. Medicină, chimie, fizică, matematică, agricultură. Ei acuză că banii vor fi redirecționați către laserul de la Măgurele, deși acesta este finanțat în mare parte de la Uniunea Europeană. Proiectul LENP este cel mai mare proiect de cercetare implementat vreodată în România. Ca urmare a modificării bugetului pentru cercetare, săptămâna trecută, conducerea Asociației Naționale pentru Cercetare Științifică și-a dat demisia.